Ascultă Vocea, Radio România din 1928. Nicolae Titulescu, diplomat și om politic, 1882-1941, înregistrare din 10 iunie 1921. Cred că nu greșesc dacă spun că am ajuns la una din acele răspântii la care sau să plămădesc religiile noi sau să plămădesc cataclismele istoriei. Văd toate greutățile de care sunt înconjurat. Le pipăi, le număr, le cântăresc. Și totuși sunt optimist. Care să fie cauza acestui optimism? Unii au zis secretul artii dumitale, o necesitate a vrajii prin cuvânt. Acei care ar putea să creadă așa ceva, nu știu și nu vor ști niciodată ce aport de sensibilitate deosebită aducem fiecare din noi în dosul acestei haine uniforme care ne îmbracă gândirea și care se cheamă cuvântul. Acei care ar putea crede așa ceva, nu știu că dacă cuvintele au așa de mare vrajă, e că poartă în ele bucăți din sufletul acelora care le-au rostit, bucăți din sufletul pe care oratorul și-l rupe și-l împrăștie ca să ajungă, fie măcar numai pentru o clipă, la deliciul suprem care se cheamă comunitatea desăvârșită cu ceilalți. Ascultă Vocea, Radio România din 1928.